Dragi prieteni, continuăm să privim în prima parte a epistolei a doua către Corinteni. Suntem într-un pasaj în care autorul, apostolul Pavel, își asumă să ne convingă că biruința ne aparține, mai cu seamă când sau pentru că purtăm, ca David odinioară, bătăliile Domnului. Cel mai mare privilegiu din lume este să propovăduiești Evanghelia, să împrăști cuvântul lui Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că Iisus Hristos este întotdeauna biruitorul și El va avea întotdeauna ultimul cuvânt. El va repurta victoria finală, iar noi suntem biruitori prin El, cu El, datorită Lui. El este resursa și puterea din spatele oricărei lucrări creștine eficiente. Într-o ilustrație plină de forță și dramatism, apostolul Pavel descrie campania de propovăduire a Evangheliei și rezultatele ei asemuind-o unei parade militare. În cultura primului secol, după câte o campanie militară de răsunet, armatele Imperiului Roman obișnuiau să organizeze la întoarcerea acasă festivități și intrări triumfale în cetatea eternă Roma. În fruntea procesiunilor defilau cei capturați ce urmau să devină cetățeni romani, cortegiile încheiindu-se cu prizonierii care urmau să fie executați. Aceste defilări ale trupelor romane erau marcate și de norii de fum aromat al tămâii arse în cinstea numeroaselor zeități și idoli, cărora li se acordau astfel merite și recunoștință pentru victoriile repurtate. Familiar cu astfel de imagini, la care se gândea prin asociere, Pavel își manifestă și el recunoștința în felul următor, versetul 14 din 2 Corinteni, capitolul 2. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoștinței lui. Am încheiat citatul. Când Evanghelia este propovăduită și când mulțimi de oameni aud despre și îl primesc pe Hristos, slujitorii Evangheliei sunt o mireasmă spre viață pentru cei ce sunt mântuiți. Dar pentru cei ce îl resping pe Hristos, aceiași miros a moarte, în sensul că aduc aminte păcătoșilor că urmează o judecată și că plata păcatului este moartea. Pentru că într-o bună zi orice genunchi se va pleca înaintea Domnului, recunoscându-L fie ca mântuitor, fie ca judecător. Noi suntem epistole vii, continuă Pavel prin Duhul Sfânt, care comunică mesajul lui Dumnezeu. Adevărul lui este scris în inimile noastre, iar oamenii îl pot citi în viețile noastre. Dumnezeu dorește să proclamăm cuvântul Lui, puteți fi siguri de asta, precum și de aprobarea și susținerea Lui. El ne energizează ca să împrăștiem sămânța Evangheliei. Dacă avem vreo putere sau vreo reușită, de la El sunt și ale Lui. Iar calitatea și capacitatea de a fi slujitori ai noului legământ, de unde vin? Din realitatea simplă și esențială, că nu spre Vechiul Testament arătăm, ci am primit și dăm mai departe mesajul cel viu și proaspăt al Evangheliei Harului din partea lui Dumnezeu. E vorba nu de slovă, ci de spirit, de duh, pentru că slova omoară, dar duhul dă viață, cum scrie în versetul 6 din capitolul 3. În Vechiul Legământ, litera legii ne condamna, arătându-ne păcătoși, iremediabil condamnați. Acele slove săpate pe tablele de piatră ale legii, cele 10 porunci, ne condamnau. Acum însă, Duhul lui Dumnezeu ne dă viață. S-o sărbătorim și s-o valorificăm.